Indiferent de anotimp, florile sunt cele care dau valoare locului în care ne aflăm, fie la birou, fie în apartament sau grădină. Le putem achiziționa din florării și totodată putem primi și sfaturi pentru modul de întreținere, pentru a avea o viață mai lungă. Trendul momentului e legat de plantele suculente la ghivece numite terarii. Acestea sunt foarte elegante, ușor de întreținut, iar designul face ca efectul să fie maxim. Despre toate acestea ne vorbește Adina Bândăroi. Dragilor, bine ați revenit în magazinul florărie Magic Flowers by Adina, care în această primăvară vine în fața voastră cu noutăți. Am adus foarte multe plante în ghiveci și le puteți vedea în balcon sau aici aceste orhidee de la geam, dar noutatea cea mai mare este aceste terarii făcute cu plante naturale, plante suculente, care reprezintă de fapt grădinițe micuțe, că tot e primăvară și fiecare dintre noi ne așezăm grădinile fie din curte, fie din fața blocului, ori dacă nu avem curte sau fața blocului, putem să avem în casele noastre o mică grădiniță, ușor de îngrijit, și aici aveți o gamă variată de plante în terarii, o minunăție de grădină pe care o putem avea oricând în casele noastre. Bineînțeles, oferta este variată, în afară de plante în ghiveci și terarii, să nu uităm că avem și altfel de flori, aranjamente cu flori criogenate, flori de săpun, flori artificiale și, nu în ultimul rând, plante naturale aranjate frumos în aranjament, așa doar cum la Magic Flowers by Adina găsiți.